O crimă urmată de sinucidere a îngrozit comunitatea din localitatea Breasta, județul Dolj. Un bărbat în vârstă de 60 de ani și-a ucis soția, pe care a înjunghiat-o în zona abdominală, după care s-a sinucis folosind un colier de plastic. Tragicul eveniment a fost anunțat de către vecinii, care nu își pot explica motivul care l-a împins pe bărbat să facă gestul ireal. Medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul celor doi. Mai multe echipaje ale Inspectoratului de Poliție, precum și un procuror criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, vor decide împrejurările în care a avut loc tragedia. Potrivit vecinilor, cei doi erau cunoscuți în comunitate ca fiind o familie liniștită, în care nu au existat scandaluri sau probleme. Mai mult decât atât, femeia îi salvase viața soțului în urmă cu câțiva ani, atunci când îi donase un rinichi.